La nivel european, aproximativ 7,5 milioane de tineri nu au un loc de muncă, iar unul din cinci tineri nu își poate găsi un loc de muncă în condițiile în care abandonul școlar a crescut la cote alarmante. Șomajul în rândul tinerilor este o problemă majoră în România, rata medie a șomajului fiind de 25%, în timp ce media la nivel european este de 22,5%, asta potrivit directorului Direcției de Ocupare, Afaceri Sociale și Incluziune din cadrul Comisiei Europene. La această situație s-a ajuns din cauza lipsei de coordonare dintre oferta de forță de muncă și cererea reală din piață, dar și din cauza lipsei unei strategii la nivel național și a acțiunii concertate a actorilor din piața muncii. Toate aceste constatări ne-au dus la următorul mesaj. Ne finalizăm proiectul 1 octombrie, tot o să fie frumos, ne-am atins indicatorii, însă rămân zeci de mii de tineri din România, dacă nu chiar sute de mii, care vor avea nevoie în continuare de foarte multe lucruri: informații, asistență, servicii, competență, acces în programe, surse de finanțare, sprijin în identificarea unor locuri de muncă, în continuarea studiilor. Sunt foarte multe lucrurile de care tinerii din România au nevoie astăzi. Și pentru că aceste lucruri nu le pot face singur, nici eu, nici echipa mea, nici partenerii din proiectul Caravana Carierei, odată cu jumătatea anului trecut am început să evaluăm și să proiectăm un tip de sistem de tip media socială, pentru că am constatat că tinerii se simt precum peștele în apă în aceste sisteme de operare, mă refer la Facebook, Twitter și mai departe, în aceste familii din spațiu virtual. Am făcut un Facebook, dar în care intră pe de-o parte orice tip de instituție publică sau privată care poate să aducă o contribuție cât de mică în sprijinul tinerilor din România. Punem la dispoziție și o echipă de oameni care pot ajuta pe toți cei interesați să ajungă mai repede la surse de finanțare, evident, numai prin scriere de proiecte, cu obiective foarte clare, nu așa că am nevoie de niște bani. Am nevoie de niște bani pentru că de acești bani beneficiază atâtea persoane, activitățile care se desfășoară sunt astea, iar la sfârșit măsurăm impactul acelor măsuri. Pentru asta am pregătit și un plan regional pentru tineri, un proiect de plan pe care îl pun la dispoziție începând cu săptămâna viitoare tuturor celor pe care i-am invitat astăzi sau celor care nu au putut să vină astăzi și vor să se alăture de mersului nostru. Acest plan urmează să fie îmbunătățit cu expertiza și cu nevoile de la nivel local și regional, astfel încât de la 1 ianuarie 2014 aceste planuri regionale să poată să devină un mecanism pentru identificarea și finanțarea unor nevoi de la nivel local, regional sau național. Blocul Național Sindical consideră că România ar trebui să aibă o strategie națională pentru tineri care să integreze într-un plan clar, pe termen mediu sau lung, toți actorii cu atribuții în acest domeniu. Doar un demers comun, subsumat unei strategii coerente, cu fonduri identificabile clar și utilizate eficient, va avea efecte pozitive semnificative. Prin intermediul proiectului Caravana Carierei, Blocul Național Sindical face activități directe și concrete de consiliere a mii de tineri, însă vine și cu propunerea unui parteneriat interinstituțional care să reune actorii locali și care să genereze soluții rapide și eficiente pentru sprijinirea tinerilor. Conceptul propus de BNS vizează crearea unei rețele la nivel județean, regional și național, care poate oferi tinerilor servicii de calitate, care poate atrage finanțări și care poate elabora și implementa proiecte comune destinate tinerilor.